Bună dimineața, Marius și Laura, bun găsit, doamnelor și domnilor. Potrivit unui sondaj realizat în țara noastră, 47% dintre românii care locuiesc în orașe țin postul Paștelui, iar cifrele sunt asemănătoare cu cele din anii trecuți. Ei bine, 21% dintre aceștia au declarat că țin post miercurea și vinerea, 15% dintre ei postesc în săptămâna mare și 11% reușesc să țină toate cele 40 de zile de post. În ceea ce privește motivele pentru care românii țin post, într-o majoritate covârșitoare, și anume 64% dintre respondenți au declarat că țin post pentru că așa au fost învățați și datorită obișnuinței. 42% dintre respondenți au declarat că țin post sau sunt determinați să țină post pentru sănătate sau pentru dietă, iar 39% dintre cei care postesc o fac pentru credința în Dumnezeu. În ceea ce privește mâncarea, 77% dintre respondenți au declarat că în perioada în care țin post prepară mâncare gătită și consumă mâncare gătită. Urmează cu un procent de 69% salatele de crudități și fructele, iar apoi măslinele. De altfel, și medicii nutriționiști ne sfătuiesc să consumăm în perioada în care ținem post cât mai multe salate, fructe, crudități, să gătim mâncarea și în niciun caz să nu apelăm la semipreparatele pe care le găsim în magazine, pentru că acestea sunt pline de euri și ne fac mai mult rău decât bine. Așadar, în loc să facem un bine organismului, introducem tot felul de toxine în el. Mâncarea gătită și fructele, cruditățile sunt recomandate de specialiști dacă alegem să ținem post.